Așa cum ne-a obișnuit în fiecare an până acum, doamna învățătoare Fedescu Florica ne va aduce bucuria primilor ani de școală prin grupul vocal Ding Dong. Vom asculta melodiile Prietenia și Sunt școlar. Yeah.
copii, cum vă numiți? Dumitru Mihai. Fugdarea. Și în ce clasă sunteți voi? A treia A. A treia A. Deci să înțeleg că sunteți colegi. Da. Și cu ce ocazie ați venit astăzi la această oră în curtea școlii? Pentru sărbarea școlii și pentru a cânta alături de corul clasei. Cum se numește corul vostru? Corul nostru se numește Ding Dong. Și de cât timp cântați în acest cor? Acest cor a fost transmis din generație în generație de doamna Fedescu Florica, învățătoarea noastră. Ca o paranteză, să știți că și eu am fost tot la ea în clasă și am fost și eu în acest cor. Și cum v-ați simțit în timpul momentului? Emoționat și... A ieșit totul bine? Da. Câte melodii ați interpretat? Două. Bine, mulțumesc frumos! Bună, cum vă numiți? Eu Ștefi. Eu Oșan Irina. Și în ce clasă sunteți voi? Eu sunt în clasa a treia A. Și eu tot în a treia A. În a treia A. Sunteți colege de bancă cumva? Nu. Nu? Prietene bune? Da. Și cu ce ocazie în această seară aici? Noi am venit aici că am și cântat și vrem să și vedem serbarea. Să vedeți serbarea școlii. Cum vi se pare până în acest moment serbarea? Mie mi se pare frumoasă. Frumoasă? Ce momente ați vizionat până în acest moment? Păi, noi le-am vizionat pe toate. Pe toate. Și care ți-a plăcut cel mai mult? Toate mi-au plăcut la fel. Toate ți-au plăcut la fel? Fiecare în modul ei, nu? Da, și mie, toate. De cât timp cântați în cor? De 3 ani și a fost transmis în generație. Aha. Și câte melodii ați cântat și cum se numesc melodiile? Noi am cântat două melodii și melodiile se numesc Sunt școlar și Prietenia. Și cum v-ați simțit în timpul interpretării? Eu m-am simțit bine. Și tu? Eu am tremurat mult. Ai tremurat de frică? Da. De ce ți-a fost așa frică? Băi, nu știu, nu-mi prea place să cânt așa de față cu toată lumea. Ai emoții, să înțeleg. Da. Și ai reușit să-ți depășești emoțiile? Da, m-am uitat la doamnă și nu mi-a mai fost frică. Mă bucur, felicitări pentru momentul susținut.